Bună dimineața! Bună dimineața! Cine are astăzi testare? Good morning! La bazin? Ce? Sau ce ai tu? Slime, ce ești? De... Carioci toate. Aici, mai jos. Bună dimineața, tati! Bună Sergiu, dimineața! O să meargă să duc copii, el deja și-a luat angajamentul da, o perioadă. Hai, Ireana, spălăm, ce ai de spălat? Vrea să spele acestea, să-l iei. Și noi, peste o oră, o să venim, da? La evaluare. Da, tati, cum ești da. Cu mine? Ai duci? Da, să vedem. Să vedem ce faci tu la bazin acolo. Da. Reușitele Ariane. Mie e ca așa de dimineață. Hai, repede spală-le. Să vedem unde e Alex. Alex, vreau salut! Și, vreau și eu la bazin, vreau să... Vrei să te... Las că mămica o să filmeze și o să-ți arăte, bine? Da, întâi spălăm slime-urile sau ce ai tu acolo și pe urmă spălăm fața, da, Ariana? Și fața trebuie de spălat, numai jucăriile. Am împletit-o așa, i-am pus și o rochie pentru că are o zi de naștere la grădiniță, așa că trebuie să arătăm bine. Neața și din partea mea au plecat copiii și Sergiu să-i ducă. Și așa cum v-am spus că Ariana are un fel de evaluare la bazin, așa că nu mă pot duce să mă bag în pat să dorm. Trebuie să mă pregătesc. La ora 10 deja trebuie să fim pe loc. Acum e fără 10:08. Mai stau puțin în leagăn la aer curat și merg să mă machiez un pic. O să-l aștept Sergius la micul dejun. Nu te-ai gătit? Parcă erai în șorț dimineață. Apoi eram, dar nu știm acolo dacă aș fi. Gazonul ar trebui făcut. Da, trebuie. Să-l faci? Trebuie să stropim asta pentru copădii. Dar trebuie să găsești soluții. Găsit? N-am găsit. Vreau. Frumesc? Da. Zic, nu te-ai gătit? M-a gătit, dar cum să zicem la Ariana, la... Da. Da. Să-ți strumesc pe tine. Să te arăți pe tine. Știi că ești gătită. Eu m-am gătit, dar... Da. Poate să mă scoți la micul dejun de vacă, numai... Da, dom, de să mănânc, omne, Sergiu. Hai, mă repede, să reușim. Să nu întârziem. Am ajuns la Ariana. Lecție deschisă, acuși să începe. Mulți copii, mulți părinți. Mulți copii. Hai. Așa, Ariana. Frumoasă, măi. Nu sunt înțelege cum... Vin înapoi, iar Ariana pe locul 3. Super, super. Da, da. Bravo, bravo. Браво!
Bravo, bravo! Cadourile care le primesc toți copiii, toți pe locul întâi. Eu a fost doar de centru orașului. Am terminat cu bazinul. Ariana, bravo! Toți copiii foarte bravo au fost. Și acum vrem să ne ducem, să mergem la film, la cinema, la Fast and Furious. Dar acum deja e Fast X, e 10. Și mai avem jumătate de oră și vrem să mâncăm ceva, da? N-am mâncat nimic. N-am luat micul dejun? Dar unde să mâncăm și ce să mâncăm? Ești acolo cafenea sau unde? Nu știu dacă e sau vrei la aceea din centru, din centrul parcului? Noi e zi de lucru acum și cam gol în centrul orașului. Parcare, da. Putem să ne parcăm undeva mai departe și să luăm o trotinetă de asta. Și ce n-ai de cu machiato? Nu machiato, la Danilo. Latte. Caramel, apoi latte cu sirop de asta, de caramelă sau? Caramel, machiato e micuț, asta e mare, ca de latte. Și ne mâncăm aici cu un, prosciutto. Ceva italian. Suntem alături de cinema, nu m-am mâncat și fuga la film. Da, ducem trebuie la film. Trebuie și ochelari? Trebuie, că nu i-am luat, am avut acasă. Am vreo 10. Cumpărăm iar ochelari. Vine și Sergiu cu micul nostru dejun. Ne procă să fie mai mari. Dar credem că mai mari. E ok. Hai el trebuie să fie mai mare, eu nu vreau așa de mare. Las că asta e sănătos. Păi calm. Pânica ai făcut, cred că acum, dacă nu mă greșesc, așa? Îți place? Așa că e bun. Bună idee să luăm așa la micul dejun. E, cred că e pânică de pizza, dacă nu mă greșesc. Gata, mergem? Gata, cafeluța s-a lichit. Da, hai la film. Frumos afară azi. Da, și cafuzurile frumos. Da. Este drum acolo. Lucrează ambele havuzuri. Am luat ochelari. Tăp gol aici. Ce liniște. Soundproof. Hai. Am luat popcorn, Sprite. Am luat și un Pringles. Și uitați-vă. Gol. Am închiriat sala, ne faci surpriză. Am închiriat sala, da. Poate că e zi de lucru și e ziua. E ora 12 acum. Asta că am uitat și rând suntem. Alege. Dar care vrei rând? Deci chiar nimeni nu se vine. E foarte probabil nimeni nu vine. Încă 3 minute să începe. 7-6. Ha? Așezăm. Ne așezăm și așteptăm. Hai să facem niște TikTok-uri. Noi avem două cinemauri în Chișinău. La, Loteanu, în centru și la mall. Poate la mall lumea îți duce mai mult, că acolo știi mai faci shopping. Și plus se difuzează în săli diferite la ambele cinema și de 6 ori pe zi. Și dacă e zi de lucru, probabil mulți vin seara, știi? Dar așteptăm. Nu a fost în plan la noi să venim la cinema, dar... Mâine vrem să venim. Eu azi m-am gândit. Mâine am vrut să venim și noi așa, am vrut chiar ziua să venim, că să fie și mai liber, copiii la grede, la școală, și că seara noi trebuie să lăsăm cu bunica sau... Dar așa, ne-am uitat la film, am ieșit ziua afară, ducem și facem treburile mai departe. Am ajuns și acasă, filmul a fost super. După cum am văzut finalul, nu-i sfârșitul. Sfârșitul o să fie și încă o parte. Am mers și l-am luat pe Alex. M-a lăsat Sergiu acasă și a mers că are basket. Și n-am mai mâncat nimic în oraș, doar cu sandwich-ul. Am luat și niște salam de la supermarket. O să mănânc acum iar vreo tartină sau o să-mi încălzesc puțină zeamă, nu știu. Și am pornit să fac patieuri. Sergiu m-a rugat, a spus că nu mai știe ce să mai mănânce și nu prea merge. Acum mâncarea s-a început, căldurile, așa că o să le pregătesc tradiționalele noastre patieuri, cele care nu le schimbăm noi pe nimic, nici rețeta nu schimb. Deja eu pregătesc produsele.
O să fac cu brânză și cu cartofi. Nimic altceva. Am încălzit acolo laptele. Deja știți cum le fac. Vreau să mănânc repejor o tartină măcar. Să am putieri. Gust salamul Ariane preferat. Și asta țin. Hai că Alex așteaptă mașină. Măi, măi, ce frumos. Ariana a primit așa cadou. Ducem acasă să vedem ce este. Un balon așa. Cum ați petrecut ziua de naștere? Bine. Bine? L-am luat și pe Alex de la basket. Am fost cu el la basket. Și zici că ai petrecut bine, da, Ariana? Și acum ne ducem... Și la bazin. Și la bazin, da? Noi am văzut cum ai sărit, cum ai fost foarte bravo. Toți ați fost bravo. Acum mergem acasă să mâncăm. Ce să mâncăm? Patieuri, da, mămica face patieuri. Adică au spus că face, ne ducem să vedem dacă au făcut, da? Da. Am ajuns acasă și Ariana vrea să dai drumul la balon, da? Da, tăiem ca asta. Da, da, vine tata să-l taie. Dar ești gentuța ta. Stai, spunem, ia ține, Ariana, ține punga. Stai, tata. Eu îl țin, hai, vin. Vreau pe iarbă. Pe iarbă, hai. Hai, dă-i drum. S-a dus balon. El se ridică în sus, dar foarte, foarte încet. El se duce și încolo și în sus. Ia uite și de sus deja, vezi? Gata, nu-i balonul. Da. Pa, pa, balonul. Hai să vedem ce face mămica. Ce caută ciorapul lui Alex aici? E ca și miuța ne așteaptă aici. Salut, mămica. Salut. Ce faci? Pateuri. Uh-huh. Și-am poftă așa, o să iasă gustoase. Gustoase, așa gustoase. Sunt eu. Da? E ca cu 10 minute că ele cresc. Da. 29. 29? Da. Cum să le împărțim la 4? 5, nu cât 5, stai, avem 4, 20, 6, 20. 4, 24, 7, 4, 28, cât 7 și rămâne 1. 1 îl împărțim la 4. Okay. Hai, o să mâncăm noi atâta. Dar cu ce-s? Brânză, verdeață și cartofi. Vrei să muști? Vrei să muști? Vrei să muști? Au trecut 10 minute și Cristina aici... Au făcut pateurile. Yummy, yummy. Să-ți cu brânză? Dar cu ce-ai și de nemca? Da, mai rești? Da, să nu mă fric. Da. Ah, stai aici. Ariana de-a mănânce. Am văzut, de asta așa vine, da. Ia să vedem. Nu fac poftă la oameni. Foarte gustos. Da. Scuze pentru cei care le fac poftă. Ariana-s gustoasă? Scuze că celor care le facem poftă, dar sunt foarte gustoasă, într-adevăr.